Bun găsit, doamnelor și domnilor. Iată un derby al Ligii a 4-a Hunedoara, astăzi în cadrul etapei a 21-a, o partidă înregistrată pentru a fi difuzată și publicului larg. Sunt Genu Tuțu cel care va asigura comentariul acestei partide. O partidă care se anunță interesantă din mai multe puncte de vedere, și anume, în primul rând, datorită faptului că începem cu o curiozitate. Ambele echipe, atât echipa gazdă, Hercules Lupeni, și retezatul Haze, că despre acest meci este vorba, nu sunt învinse în acest tur de campionat. Ba mai mult, echipa de la Lupeni nu a pierdut de 7 etape, în timp ce formația hațegană, dacă numărăm și meciul din Cupa României, are numai puțin de 13 partide fără înfrângere. Așadar, putem spune un meci al ambițiilor. Un meci care va începe peste câteva momente la fluierul arbitrului Radu Danciu din Orăștie, avându-i la cele două linii pe Iulian Boca din Hunedoara și concitadinul său, tot un hunedorean, Raul Popa. Să menționăm că observatorul partidei este domnul Mihai Nacu din localitatea Ghelar. Am început prezentarea, ca să spun așa, cu oficialii partidei, dar iată și cele două echipe. Startul îl vor da gazdele, fotbaliștii de la Lupeni, care sunt antrenați de Traian Câmpean, cel care se află și în poarta formației lupenene cu numărul 68. Jucătorii de câmp sunt numărul 2 Panaite, numărul 6 Curtea, numărul 14 Marius Dumitrescu, numărul 4 Ștefan Mihai, 5 Harangozo, 7 Suba, 8 Ciocârlan, 10 Costel Lupu, 9 Rere Moldovan și 11 Adi Zlate. Echipament albastru, spuneam, formația de la Lupeni, cea care a și început partida. De partea cealaltă, Flavius Itul îi prezintă pe Andrei Tonca în poartă, numărul 12, în apărare 11 Ișvan, 19 Adi Câmpean, 6 Lascău, 3 Marindaj. La mijloc 7 Cărăvan, 17 Pușcă, 20 Calai, 8 Simoneac, iar în atac 10 Ovidiu Popesc și numărul 9 Ursachi. Desigur, a sesizat multe nume cunoscute, vom reveni pe parcursul partidei asupra lor, încercând să vă oferim cât mai multe detalii, pentru că, desigur, într-o partidă de 80, 90, 100 de minute chiar, avem multe, multe de spus. Remarc, de asemenea, am aflat înainte de începerea partidei că doi dintre jucătorii din tur de la echipa gazdă, Duleanțu și Baraghin. Baraghin se află chiar acum în dreapta mea, aici în zona băncii de rezerve a formației de la Lupeni. Au renunțat la fotbal datorită și a vârstei, dar mai ales a unor probleme medicale care i-au măcinat în ultima vreme. Trebuie să spunem că la juniori, Hercules Lupeni a învins cu un categoric 8-2 formația în alb-roșu, echipa de la Hațeg. Iată un atac acum al formației de la Lupeni, a respins însă acolo bine, am impresia, la slow. Iată cum balonul este controlat de formația gazdă, Marius Dumitrescu a degajat la pressingul lui Ursachi. Ursachi, jucător foarte tânăr, unul din cei mai tineri jucători de pe teren, el va împlini 20 de ani în acest an, a fost și component al echipelor de juniori și seniori în sezoanele trecute la Jiul Petroșani. O lovitură de out de pe partea stângă, executată de fundașul stâng al hațeganilor. Marindaj este fratele lui Robi Daj, cel care a jucat și la Lupeni și la mai multe echipe din Valea Jiului. Deocamdată să urmărim atacul. Echipa de la Hațeg încearcă să-și ordoneze o primă acțiune ofensivă. Iată, pe partea stângă se desfășoară acum o luptă. Foarte bine a intervenit capitanul formației gazdă, Ciocârlan. Arbitru Danciu din Orăștie lasă și este bine asta. Deocamdată un joc mai bărbătesc. Iată, a sărit la cap. Foarte bine Ștefan Mihai, fundașul stâng al lupenenilor. Un fault asupra lui Alexandru Harangozo, unul dintre tușieri, și anume Iulian Bocu din Hunedoara, indică o lovitură liberă, dar Danciu a spus că nu a fost niciun fault. Probabil că jucătorul accidentat, Harangozo, mai mult s-a speriat. Atât Itul cât și Baraghin dau indicații de pe margine. Va executa Ișvan o lovitură de out, o preluare de preluată de Cărăvan, balonul a depășit pe Ciocărlan, intervenție
destul de periculoase, dar trebuie spus că și Ovidiu Popescu a băgat puțin capul. Deocamdată Haseganii par mai deciși în aceste prime, în aceste prime 3 minute. Jocul se desfășoară la jumătatea terenului. Se pare că folosind o, folosind un șablon lingvistic de sport, este perioada de tatonare, dar chiar asta este ceea ce se vede până în acest moment pe terenul de joc. Un out în favoarea formației gazdă, care va fi executat de Ștefan Mihai din direcția de atac a formației lupenene. Un balon ușor trimis până la numărul 10, Lupu, din echipa gazdă. Din nou Lupu la balon, o combinație între jucătorii lupeniului, undeva la 25 de metri de buturile lui Andrei Tonca. Un șut a încercat, un șut Simon, numărul 8 al gazdelor, Ciocârlan. Mi se pare până acum un motor al echipei. Un stop pe piept. Un extraordinar și ocazie. O mare greșeală, după părerea mea, a formației Hasegane, care a greșit în linie în minutul 6 al partidei. Nu-mi dau seama cine a marcat. A fost în orice caz o combinație în grup. Da, numărul 7 de la formația gazdă, Suba. Iată că pe fondul de această acalmie, de la 3-4 metri, Suba înscrie la o acțiune în care apărarea Hasegan a rămas extrem de surprinsă. Practic a fost fără reacție, deși acolo, iată, se află un Adi Câmpean, un jucător foarte experimentat. El are 33 de ani. Este una și aceeași persoană cu Adi sau Nicu Câmpean, cum îi spuneam pe vremea când juca la Minerul Lupeni în Divizia B, dar și multă vreme la Parângu Lone. Adi Câmpean este un jucător din Valea Jiului, care a jucat în ultima vreme și pe la Cisnădie, dar a revenit acum la 33 de ani și împreună cu mulți jucători din Valea Jiului, vom reveni asupra acestui subiect, au întărit echipa Hasegului, care iată acum în replică de la circa 40 de metri, beneficiază de o lovitură liberă, execută fundașul dreapta, Dani Șfan înalt în careu, greșeală monumentală a lui Câmpean, incredibil, incredibil, incredibil. Minutul 8, iată, după numai 2 minute, la o gafă monumentală a lui Câmpean, de la 40 de metri, înscrie, Câmpean scapă balonul și este 1-1. Furtunos a început acest meci cu două ocazii de poartă și două goluri. Este un 1-1. Un fault acolo, se pare, comis de Alexandru Harangozo. Echipa își revine. Harangozo își revine. Hasegani vor beneficia de o lovitură din zona propriului careu. Adi Câmpean, mult, lung, în față, încercând să angajeze cele două vârfuri, de fapt pe Ursachi și pe mijlocașul de construcție, Cărăvan. Cărăvan, un alt jucător tânăr, născut în 1991, produs și el al clubului Jiul Petroșani, a jucat în sezonul trecut, atât la divizionara C, cât și la Jiul 2. Iată o minge neglijent trimisă de numărul 11, Ișfan, fundașul drept al echipei de la Haceg. Traian Câmpean, îmi pare rău pentru el, dar are clar pe conștiință acest gol. Datorită acestui fapt, echipa lui nu conduce în acest moment. Este 1-1, vă reamintesc, minutul 6, Suba, minutul 8, Ișvan egalează dintr-o lovitură liberă de la 40 de metri. Parcă porecla aceasta de jalon îi se potrivește mai mult ca oricând lui Traian Câmpean la această fază. Retezatul Haceg este o echipă care are experiența Diviziei C. Ea a jucat prima dată în Divizia C în anul 1980, prima dată în 1988-89, în anul dinaintea Revoluției, când a ocupat atunci un loc 13.
acumulând 27 de puncte în acel campionat, 30 de partide, 12 victorii, 3 egaluri și 15 înfrângeri. De altfel, haseganii au rezistat multă vreme în eșalonul 3 din, de la acel moment. Și anume în campionatele, spuneam, 88-89 primul, 89-90 al doilea locul 14, 90-91 a ocupat un loc 12, iar la sfârșitul sezonului al patrulea, 1991-92, terminând pe locul 16, haseganii retrogradează din nou în campionatul județului Hunedoara. Au mai promovat în 2008-2009, dar fără loc de promovare și prin înscriere directă, au avut unul din cele mai slabe sezoane, terminând pe ultimul loc, rețineți, cu o victorie, un egal și numai puțin de 28 de înfrângeri, golaveraj 10 la 75 și doar 4 puncte. Total, oricum, una peste alta, ca să încheiem cu partea aceasta, Hasegului la divizia C. Echipa a avut 5 campionate în divizia C, cu un total de 148 de partide, 41 de victorii, 18 egaluri și numai puțin de 89 de înfrângeri. Oricum, o echipă care a purtat de-a lungul anilor și mai multe nume, s-a mai numit Haber sau chiar Abatoru, în funcție de firma din industria alimentară care o sponsoriza la acel moment. E vorba de anii 70-80. Să revenim din nou la fazele de joc. Un joc mai calm după înscrierea celor două goluri. Execută Lupeneni. Interesant că ambele echipe pe faza de atac se concentrează fiecare în jumătatea celelalte de teren, cum și acum s-a făcut, respinge prin cădere, respinge portarul Andrei Tonca, dar acolo a fost o intervenție neregulamentară asupra lui, a jucătorului cu numărul 5 de la Gazde, Harangozo, dar până la urmă faza s-a rezolvat. Arbitru a dat fault, vă reamintesc că arbitrează Radu Danciu din Orăștie la centru. Arbitru a dat fault, execută acum Adi Câmpean din careul de 16 metri, lung ca de obicei, am urmărit acest stil de execuție, aleargă după balon Noarul Ursachi, dar nu prinde balonul. Ursachi este un jucător care s-a integrat foarte bine la Haseg. El s-a dus acolo cu această calitate de goal getter al echipei, în sensul că a marcat numai puțin de 17 goluri pentru Jiul în tur, dar iată 4 goluri în retur pentru Hasegan. Deci în acest moment el are 21 de goluri, devansându-l pe Ovidiu Popescu, goal getter-ul echipei Hasegane, cu 14 goluri, haseganii având în acest moment număr de 9 sau 10 jucători care au marcat. Voi reveni și asupra lor. Reamintesc, golgeter este Ursachi cu 21 de goluri, 4 pentru Hasegan, 17 pentru Jiul, dar numai pentru Haseg, Ovidiu Popescu, 14 goluri în turul de campionat. Hercules Lupen își dorește foarte mult victoria. Am declarat înainte de meci Nelu Hasegan, președintele clubului lupenean, care se află chiar în apropierea noastră, fiind și el pe post de spectator. Urmărim acum un atac al formației de la Haseg. Antrenorul Itul îi încurajează pe cu echipierii săi. Faza se desfășoară pe partea stângă, în direcția de atac a formației din Haseg. O depășire în viteză, multe gafe, multă nesiguranță în apărarea Lupeniului. A respins acum bine însă Curtean, numărul 6 din echipa albaștrilor, lui Traian Câmpean, antrenorul portar, care, repet, parcă și văd în acest moment pe chipul său și acum se pare că este regretă ieșirea aceea inoportună din minutul 8, care a dus la deschiderea scorului în favoarea formației, la egalare în favoarea echipei Hasegane. Deci este 1-1 acum în minutul 15 al partidei.
un galben văzut de, am impresia, de către Calai. Da, experimentatul Calai. Calai poartă, joacă astăzi că mijlocaș, poartă numărul 20 și el este un jucător în vârstă de 33 de ani. Revenind la echipa de la Hațeg, pentru că apoi mă voi ocupa mai mult și de formația de la Lupeni, ar trebui să reamintim echipa care în anul 2008-2009 a reușit ultima promovare pentru Hațegani. E vorba de Haring la Slău, Alin Turcu, Șaucă, Ciolea, Sălășan, Tărcăș, Silviu Boroș. Ei au evoluat atunci în 2009-2010, iar în divizia C din perioada aceea, cât a jucat în divizia C de 4 ani, ne aducem aminte pe Ion Grigore, regretatul portar Ion Grigore, care a apărat și la Jiu și la Lupeni, Dâlja, Dumitru Vizitiu, Huțuțuc, Ceuță, Fila, Damian Militaru, Păran Stăncic, Hoban și Gavriluții. Nelu Gavriluții este actualul antrenor secund al formației Hațegane, fiul său jucând sub culorile Universității Petroșani din acest retur. În tur a fost și el component al formației Hațegane. Din nou pornesc la atac jucătorii Lupeniului, numărul 2 încearcă o ieșire, numărul 2 de la Lupeni, încearcă Panaite, încearcă o ieșire, balonul a fost pentru câteva momente în posesia lui Adi Zlate, un golgeter la care așteptam la mult mai mult în acest campionat, dar rămâne în continuare un pion extrem de important în sistemul ofensiv al formației Hercules Lupeni. Din nou Lupeneni încearcă acum o ieșire prin sub, autorul golului care a dus la deschiderea scorului 1-0, vă reamintesc că au condus Lupeneni, dar acum este 1-1. Foarte simoneac a încercat o angajare, însă mi se pare extrem de sensibil, ca să spun așa, jucătorii de la Hațeg. Iată o nouă fază periculoasă de astă dată, în dauna lupenenilor, în favoarea hațeganilor, lovitură liberă de astă dată mult mai aproape față de locul unde a fost golul. Calai, care este specialist al astfel de lovituri libere, a marcat multe goluri în divizia A și pentru Jiul Petroșan și pentru Politehnica Iași. Calai, numărul 20, va fi jucătorul care va executa într-un unghi extrem de favorabil, dar să vedem și rezultatul final. Poate că de data asta apărătorii Lupenului și în special, atenție, portarul Traian Câmpean va fi mult mai atent. Să vedem cu piciorul drept, cred că va executa Iosif Calai. Razant deasupra porții Calai și în continuare 1-1. Nu zbura pixul. Minutul 20, cred. Între timp faza de atac s-a mutat în jumătatea de teren a formației hațegană. Degajarea lui Harangozu destul de activ. Să vedem dacă Rere Moldovan l-a păcălit. Nu, n-a fost fault. Corectă decizia lui Radu Danciu. Moldovan a încercat să cerșească, ca să-mi fie iertată expresia, s-a văzut clar, Tonca s-a dus la minge, Moldovan a căzut, n-a fost nici offside cum cere Flavius Itul. Moldovan practic a ezitat și bine a făcut, însă a alunecat și dacă nu ar fi alunecat cu intenția, spune eu, cred că i-ar fi reușit faza să-l dribleze pe portarul Andrei Tonca și să majoreze scorul 2-1 în favoarea formației de la Lupeni. Dar așa scorul rămâne în continuare egal, 1-1. Degajare lungă a formației lupenene. Iată lupta acolo inegală în preajma careului formației de la Lupeni. Pătrunde Adi Zlate, schimbă cu Arangozo, din nou Adi Zlate. Balonul a ajuns pentru un moment la Lupu. Un șut de la distanță, însă prea ușor. Ciocârlan, cred că a fost cel care a trimis. Un șut
mult prea ușor pentru a crea probleme. Iată singur în față. Da, așa este, a fost fault în atac, fapt sesizat și de arbitrul, de antrenorul Flavius Itul, care îl ceartă pe atacantul său, pe Ovidiu Popescu, pentru că despre el era vorba. Ovidiu Popescu joacă vârf astăzi împreună cu Ursachi. Iată, dacă ne gândim așa, cei doi în acest campionat au împreună numai puțin de 35 de goluri marcate, ceea ce nu este de aici de acolo. În contextul în care, iată, s-au marcat atâtea goluri de doar doi jucători, spuneam, Ursachi și Ovidiu Popescu. Cu alte cuvinte, hațeganii se pot mândri cu faptul că au două nume capabile de a marca multe goluri, așa cum spuneam despre cei doi, Ovidiu Popescu și recent venitul Darius Ursachi de la Jiul Petroșani. Din nou pornesc în atac jucătorii Hațegului. Foarte puține faze de atac să recunoaștem până acum. În spiritul concret ofensiv al unei discuții, doar cele două ocazii, doar cele două goluri. Iată, a încercat, a forțat și un jucător al Hațegului, tânărul Pușcă, un jucător, Darius Pușcă, un jucător de 20 de ani, un fotbalist provenit din propria pepinieră de juniori a Hațegului. Pușcă are 19 ani, aproape 20, spuneam, a jucat în sezonul trecut la juniorii retezatului Hațeg. Este, iată, deci un jucător apărut în acest sezon 2012-2013. Angajament bun pentru Rere Moldovan, dar e greu de trecut acolo de experimentatul Ișvan, până la urmă preia Câmpean. Deci Ișvan și Câmpean, iată un fault destul de dur al jucătorului cu numărul 7 de la echipa gazdă, Suba, autorul golului din minutul 6. Dar până la urmă totul s-a rezolvat. Se pare că jucătorii au și această tentație de a exagera anumite intrări ale adversarului. De pe partea stângă se execută lung. A executat, am impresia, la slow. Au pornit. Iată că au sesizat jucătorii Hațegului, a tras acum Ursachi. Au sesizat că se poate mânca o pâine pe zona, între zona buturilor formației apărată de verdele, îmbrăcat în verde, Traian Câmpean, decanul de vârstă al tuturor jucătorilor de pe teren. El are numai puțin de 45 de ani, este născut în 1968, este și antrenor și jucător, a fost coechipier cu mulți dintre cei de pe teren. Dacă mi-aduc bine aminte, cred că în primul rând cu Nicu Câmpean e posibil să fi jucat împreună la Lupeni, dar nu garantez. Ovidiu Popescu foarte bine angajat, să vedem dacă Ștefan Mihai, numărul 4, va ajunge. Popescu, o centrare searbădă. Intervine însă acolo bine fundașul Marius Dumitrescu, cu multă siguranță la acest Marius Dumitrescu în această partidă. Ovidiu Popescu față în față cu Marius Dumitrescu, urmărit însă și de Harangozo, numărul 5. Ștefan Mihai era în fața lui. O infiltrare, o încercare de atac. Să vedem acum Ursachi. Excelent! Mare ocazie de gol ale formației gazdă. S-a interpus Curtean de două ori acolo la minge. Bine s-a descurcat într-un dribling Simoneac. Și el cândva a fost jucător pe la Petroșani, la Jiu, la Universitatea și la Minerul Arinoasa. Deci un jucător care provine din Valea Jiului. Mă așteptam la vârfurile lupenene, Adi Zlate și Remus Rere Moldovan, la zvâgniri, la ieșiri, la explozii mai puternice, dar și ei joacă deocamdată destul de discret. Iată o minge bine trimisă de Adi Câmpean din fața lui Adi Zlate. Celălalt, numărul 11, Daniel Ișvan, degajează. Out în favoarea formației Hercules, Lupeni,
arătată de toșierul Iulian Bocu din Hunedoara. Execută Ștefan Mihai, fundașul stânga. Să vedem cui, pentru că în general toți jucătorii lupeneni sunt ținuți de roșii albi de la Hațeg. Ovidiu Popescu, iată ce greșeală dintr-un aut favorabil lupenului. Până acum s-a creat o fază de atac a echipei de la corectă decizia lui Danciu. Faul perpendicular pe poartă, aproximativ 22-25 de metri. Periculos dacă va executa Calai. Nu știu, văd că vine acolo și Câmpean și Ișfan și Calai. Ei sunt practic niște jucători extrem de experimentați în executarea unor astfel de lovituri. Vreau să vă spun că în meciul tur din campionat disputat la Hațeg pe 8 septembrie, atunci formația, în etapa 5 se întâmpla, formația gazdă Hercules, retezatul Hațeg a câștigat fără drept de apel, administrând cea mai aspră înfrângere a lupenenilor, 5-0. Să vedem, n-au ales hațeganii cea mai bună soluție, a încercat Cărăvan. Execută din nou Cărăvan, un out de pe partea dreaptă. Nu, lasă pentru Daniel Ișfan. Numărul 11 în formația retezatul Hațeg. Vă reamintesc, scorul este în acest moment 1-1. Goluri marcate în minutele 6 de gazde și 8 de oaspeți. Hațeganii protestează, însă nu știu de ce. O minge preluată, riscant, dar până la urmă totul a ieșit bine pentru treiarul Marindaj. O minge degajată, care, după care încerca să alerge Pușcă, cad din Pușcă, dar nu i-a ieșit nici lui Pușcă. Și Traian Câmpean va repune din dreptul fanionului. Văd cu un steag american acolo, interesantă nuanță. De fapt, sunt culorile roșu-albastru ale formației gazdă Hercules Lupeni, o echipă tânără înființată în urmă doar cu două sezoane, când la primul sezon în Liga 5 a și promovat și joacă acum în Liga a 4. În acest moment locurile sunt foarte apropiate în clasament de cele două echipe, hațeganii locul 5, lupenenii locul 6, dar ambițiile retezatului Hațeg sunt mult mai mari, cel puțin la numele jucătorilor pe care l-au în acest moment. Pretenția lor se îndreaptă evident spre promovarea, spre locul întâi, ceea ce ar duce la barajul pentru promovarea în divizia C, respectiv Liga 3. Aleargă Rele Moldovan, urmărit de Ișfan, se pare că i-a jucat o festă gazonul. Rele Moldovan încearcă să găsească o soluție, nu-l ajută nimeni și până la urmă experimentatul Ișfan lămurește situația, trimite pe lângă Ciocărlan până lui Cărăvan. Cărăvan, zis Luțu, așa îl poreclau colegii la jos, face un schimb de baloane cu Simoneac. Și Ișvane, nu așa se face, tati. Ișvan este apostrofat de către cei din tribune pentru maniera în care ar fi degajat un balon. Este o accidentare acolo. Se pare că Adi Câmpean are nevoie de îngrijiri. Vă spuneam că cel mai exponent jucător al formației hațegane a fost de-a lungul timpului indiscutabil Damian Militaru, cel care în 1990 este descoperit de Mache Vizitiu, cel care fusese antrenor la Hațeg și l-a adus la Jiu. De acolo încolo se știe ascensiunea și traiectoria fotbalistică a lui Militaru. Mulți ani în Liga, în Divizia A, apoi fotbalist o jumătate de an la Dinamo București și apoi 4 sezoane sub culorile echipei Steaua, unde a jucat și în Liga Campionilor. Iată, Hațegul se poate lăuda cu acest aspect, care un jucător care a jucat în Liga Campionilor, chiar dacă, evident, pe o filieră mult mai complexă, repet, Jiu, Dinamo, Jiu din nou și apoi la Steaua. S-a lămurit faza, a fost un hands, are perfectă dreptate arbitru, Constantin Lupu a comis acest hands. Nu înțeleg de ce atâta inflamație pentru o fază relativ banală undeva la mijlocul terenului. Ișvan va executa, foarte activ fundașul dreapta al echipei de la, era să spun primăria Hațeg, că așa scrie pe tricorul echipei. Iată deci o primărie care a găsit variante de sponsorizare, pe o primărie dintr-un oraș cu 12-13 mii de locuitori,
a găsit o soluție venind aici cu o nuanță critică, dacă veți, pentru Lupeni, care de la o echipă în divizia B apoi n-a mai reușit să găsească o formulă de a ține legendara echipă Minerul Lupeni în divizia D, măcar în Liga 4, fapt reușit de un om de afaceri local, Nelu Hațegan, cel care este în continuare trup și suflet alături de echipa pe care am ființat-o în 2011. Ciocârlan va executa această lovitură undeva la 35 de metri, lateral perpendicular, chiar am putea spune, pe poartă. Să vedem dacă va reuși. Bine executat și chiar foarte bine. Cred că și vântul a deranjat un pic traiectoria mingii șutată de Ciocârlan, care cu siguranță s-ar fi dus într-o altă direcție. Andrei Tonca va degaja. Andrei Tonca este un jucător în care s-a crezut foarte mult, un jucător de perspectivă. Mi-aduc aminte de el, copilul acela mic și firav din cantonamentul din Cipru, din urmă cu 4-5 ani, când era rezerva lui Hotoboc și a lui Cătălin Mulțescu. Se spunea că va fi un nou goalkeeper de mare valoare la Jiu Petroșan sau poate la o altă echipă în diviziile A sau B. Până la urmă, traiectoria lui Tonca nu a fost una dintre cele mai strălucite. El, rămânând multă vreme în Liga 4, la Hațeg, la Ninoasa, apoi la Jiul 2 și iată din nou înregimentat la retezatul Hațeg. Daniel Tonca a fost cu Daniel Huza la Hațeg în momentul când echipa a avut acel sezon 2008-2009 în Liga 3, Divizia C, respectiv Divizia C. Probabil și vântul se aude în microfon dinspre Jiul de Vest, care se află la circa 20 de metri în spatele meu. Din nou Câmpean, a fost un foul, se pare, la portar. În orice caz, foarte decis arbitrul, tânărul arbitru din Orăștie, Radu Danciu, arbitru care am înțeles că a jucat sau încă mai joacă fotbal activ la echipa de divizia C, Europa Alba Iulia. Faza ofensivă a formației retezatul Hasek se desfășoară pe latura stângă a terenului. Unul din cei mai mari jucători de pe teren, Curtean, a încercat să respingă și Câmpean prinde ezitant atitudinea jucătorului de la Hasek, Ursachi, care este un jucător de poartă, iată, nu s-a putut descurca în fața unui jucător mai mare cu peste 20 de ani ca el. Mai suntem în minutul 35-36, iată o minge care ne-a trecut prin cadru. După ce mi-am pierdut pixul, aveam toate șansele să pierd și microfonul și poate cameramanul, ochelarii și căștile. Să reluăm acest moment umoristic, să continuăm cu ceea ce se întâmplă pe teren. Foarte bine a fost deschis Moldovan, care cade mereu în defavoarea echipei sale. Nu-l înțeleg de ce are această atitudine. Aici, după părerea mea, a fost un fault în atac. A ținut discret Ursachi. Arbitru Danciu a lăsat partida să continue. 4-3 jucători atac în careul formației de la Hasek și fault în atac. Faul asupra lui Curtean. Se pare că e nevoie de o intervenție a medicului. S-a reluat în jocul după acel fault elucidat până la urmă. Fault făcut de Hațegan. Iată din nou o minge pe partea stângă. Aleargă Pușcă, tânărul Pușcă. Acolo este însă talonat bine de către Panaite. Duel Panaite-Pușcă, câștigat de fundașul dreapta al formației Hercules din Lupeni. Trebuie să remarc, în ciuda protestelor evidente și în asemenea situații, băncilor tehnice, că partida se desfășoară într-un foarte bun spirit de fair play, cu un arbitraj excelent.
Din nou, pe partea dreaptă, balon preluat de Constantin Lupu. Constantin Lupu, un jucător care și el s-a impus în acest campionat, reușind să marcheze 4 goluri, este departe de golgeterul Rare Moldovan de la Lupeni, care, vă spuneam, are 14 goluri și departe de locurile 2 la echipa sa, cu 4 goluri, Zlate și Lupu. Urmează apoi cu 3 goluri Ciocărlan și Bărbat, cu 2 goluri Suba, respectiv 3 are astăzi. Câte un gol au reușit Duleanțu, care s-a retras, și tot 2 goluri are și Francisc Rasol, un jucător care am înțeles că se află la un tratament într-o clinică pentru o problemă de sănătate. Rare Moldovan a încercat bine, dar nu i-a venit bine. Și ați văzut, balonul s-a dus undeva într-o zonă a nimănui. Va degaja Andrei Tonca. Nu știu dacă retezatul Hațeg este mulțumit cu acest rezultat. Insist tot timpul pentru Hațegani, în sensul că știu că ei au declarativ intenția de a promova în acest an și atunci evident că ei nu pot merge la victorie. Spre deosebire de Hercules Lupeni, o echipă frumoasă care a jucat relaxat tot campionatul, iată ca dovadă se află pe locul 6, neînvinsă de 8 etape. De altfel, pe teren propriu, echipa de la Lupeni este destul de hotărâtă, în sensul că nu are decât un eșec și un semi-eșec. Are un 0-2 cu Metalul Crișcior și un 3-3 cu Dacia Orăștie. În rest, victorii, cea mai clară, cele mai clare, fiind două victorii cu 3-0, cu Simeria și cu Orăștie. De asemenea, și acel 4-2 cu Jiul Petroșani, tot aici pe terenul de peste Jiul de Vest, toate fi socotită ca o performanță de gazdă. Ciocărlan este cel care va executa această lovitură, o poziție bună, distanță mare, aproximativ 30 de metri, 28-30 de metri. Ciocărlan, razant pe lângă zid, am mai făcut o astfel de ispravă în urmă cu câteva minute, dar probabil că vorba cuiva de aici din spatele meu, a treia oară, va reuși să prindă cu siguranță poarta. Spuneam deci despre echipa de la Lupeni, bine pregătită pe teren propriu, cu victorii în serie, exceptând un 0-2 cu Metalul Crișcior și un 3-3 cu Dacia Orăștie. În schimb, retezatul Hațeg se descurcă și ea foarte bine cu partidele în deplasare. Să urmărim. Și când spun asta, mă gândesc la victoria cu 3-2 de la Crișcior, cu 3-2 de la Ghelar, cu 3-2 de la Râul de Mor, un 3-3 la Jiu 2, un 0-0 la Orăștie, 4-3 la Certej și, mă rog, prin reprezentarea Zorandului Crișcior, care a fost scoasă din campionat, 3-0. Deci, evoluții bune, demn de reținut, o contră acolo de galben, după părerea mea, așa este, am fost în ton cu arbitru, o intrare cam dură a jucătorului cu numărul 8, Simoneac, destul de nervos Simoneac astăzi. Asta în, apropo de faptul că spuneam că se joacă într-un spirit de fair play, dar Simoneac ar trebui să aibă, fie puțin mai atent. Lupenenii vor beneficia de o lovitură liberă. Toată echipa de la Lupeni, cu excepția portarului și acelui care execută această lovitură, Marius Dumitrescu, s-au deplasat în jumătatea de teren a zonei porții lui Tonca. A intervenit cu capul Marius Dumitrescu. Out și din nou rămâne în atac formația Hațegana. Una peste alta, acum spre final de prima repriză, se poate spune că acest 1-1 este perfect justificat, conform cu desfășurarea de forțe din teren. Lupenenii de pe partea stângă, scuzați-mă, Hațeganii de pe partea stângă execută un out. Repet pentru cei care ați deschis mai târziu televizoarele, gazdele joacă Hercules Lupeni în albastru, retezatul Hațeg în alb-roșu, scorul este 1-1.
Și din nou un atac cei de la retezatul Hațeg, Ovidiu Popescu. Ovidiu Popescu a jucat în urmă cu 3 ani în divizia cea la Jiul Petroșan împreună cu Ionuț Gavriluți, dar cei doi hațegani nu s-au adaptat, au revenit la Hațeg. Ba, Popescu a încercat și pe la Corvino, apoi pe la retezatul Râu de Mori a jucat o perioadă. Și din nou, gafă monumentală, Traian Câmpean. Calai, am impresia că a marcat. Extraordinar. Îmi pare rău pentru ceea ce voi spune acum, dar cred că Traian Câmpean a trebuit să renunțe la fotbal, pentru că realmente este o piatră de moară. Este și o părere la cald, dacă vreți, dar o piatră de moară, iată, nehotărât, deși reproșează fundașilor, cred că Traian Câmpean trebuia să găsească o soluție mai bună. Minutul 41, echipa oaspete a luat conducerea cu 2-1. Ce gafă Câmpean, incredibil. Incredibil. Este cumplit ca un jucător să-ți distrugă un meci, o muncă și tot ceea ce este legat de efortul colectiv. Da, din câte văd, foarte mobilizați totuși lupenenii. Cred că ei știu că joacă în 10 oameni, pentru că al 11-lea portarul Câmpean practic este de decor. Și încă o dată repet, poate că nu am măsura a ceea ce spun, dar cred că Traian Câmpean a trebuit să-și pună ghetele în cui. Reflexele sale sunt departe de ceea ce înseamnă pretențiile chiar și la nivelul Ligii a IV-a pentru un portar de fotbal. Păcat. 2-1, 3 minute până la final, până la finalul primei părți. Cărăvan, Ovidiu Popescu, nu, aleargă, nu Ovidiu Popescu, scuzați-mă, a fost Marindaj. Se grupează bine apărarea lupenului, reușește să respingă, dar balonul a ajuns la Slău, Mărușase a fost la Slău. Din nou, la Slău respinge acum, în afara terenului de joc, și lupenenii, iată că au condus cu 1-0, au fost egalați și sunt conduși cu 2-1. Intervenție bună a lui Andrei Tonca. Desigur că retezatul Hațeg își dorește să intre cu acest 2-1 la pauză. Cărăvan în atac cade însă într-un duel acolo oarecum inegal cu mai înaltul Marius Dumitrescu. Lovitură liberă în favoarea albaștilor, celor de la Hercules Lupeni, destul de dezamăgiți, evident, după cele două întâmplări din minutele 6 și 41, când s-au luat două goluri absolut incredibile, chiar și la raportând și la nivelul Ligii a IV-a. Să vedem acum Câmpean, din nou Câmpean, de asta dată boxează, dar își faultează propriul atacant Marius Dumitrescu. Se pare că nu este cea mai bună zi, nu are cel mai bun horoscop astăzi acest Traian Câmpean. Până acum eroul negativ al partidei. Deci, Traian Câmpean și-a accidentat și propriul coechipier. Se reia jocul după ce se pare că Marius Dumitrescu, cel puțin nu știu dacă până la pauză va mai reintra, mai sunt arbitrul Radu Danciu a arătat 2 minute de prelungire. Traian Câmpean degajează. Iată-l că a reușit să degajeze bine, mai bine decât apăr oricum. Ciudată evoluția portarului Câmpean. O schimbare la gazde. Dumitrescu va ieși, va intra în locul său Bahrin. Deci o primă schimbare, minutul 43, Bahrin la Marius Dumitrescu, accidentat de intervenția hotărâtă a propriului portar. Ar fi trebuit să fie mai hotărât cu adversarii.
În sfârșit, Marius Dumitrescu este accidentat de portarul propriu, Traian Câmpean. Hațeganii continuă, scuzați-mă, lupenenii continuă în prajma careului hațeganilor. Acum o angajare a lui Pușcă, care îl depășește pe cel intrat pe Bahrin. Nu, Bahrin până la urmă rezolvă foarte bine și cu mult calm. Harangozo, Cărăvan din nou, Ștefan Mihai, Cărăvan, Bahrin, Cărăvan, joacă ca la biliard, intrare bună a lui Marius Dumitrescu. Nu, Curtean a ieșit, nu Marius Dumitrescu, îmi cer scuze. Marius Dumitrescu este cu numărul 14 în continuare în teren. De schimbare, Bahrin la Curtean. Curtean a fost cel accidentat. Ultimele momente, se pare că se execută această lovitură și iată că în acest moment arbitru Danciu din Oroștie fără finalul primei părți. Revenim după pauză. Hercules Lupen retezatul Hațeg 1-2. Iată așadar, stimați telespectatori, priza secundă a partidei dintre retezatul Hațeg și Hercules Lupen aici la Lupeni. La pauză, oaspeții conduc cu 2-1, au deschis scorul gazdele, minutul 6, Suba, apoi minutul 8, Ișvan, 1-1, a reușit egalarea cu un șut de la 40 de metri, pentru că în minutul 41, Calai se înscrie cu capul, ambele goluri ale hațeganilor marcate însă pe fondul unor gafe monumentale ale portarului Traian Câmpean. S-au făcut și schimbări, minutul 43, Curtean a fost înlocuit cu Bahrin, iar la pauză se pare că Adi Câmpean de la oaspeți a avut și el probleme de medicale și a fost înlocuit cu Căpâlnaș. Dacă nu mă înșel, și cred că nu mă înșel, Căpâlnaș este unul din cei mai tineri jucători de pe teren în acest moment. Da, deci a intrat Căpâlnaș la pauză, un jucător nu este cel mai tânăr, are 23 de ani, este un jucător apărut mai recent în sistemul echipei de la Hațeg, o echipă cu mulți marcatori în acest campionat. Ovidiu Popesc, 14 goluri, spuneam Ursachi, 17 din care 21 din care 17 pentru Jiu, Simoneac Ișvan, câte 7, Ișvan a marcat al 8-lea, Stupu câte 3, Tămășiloni, la Slău Filipescu, Cărăvan câte un gol și Pușcă și Marcu, de asemenea Calai gol. Calai, tot am vorbit despre Calai, cel care a marcat golul din minutul 41, la 33 de ani, vârstă pe care o va împlini, e adevărat, peste multe vreme, pe 12 decembrie, are o experiență vastă, a jucat în divizia A la Jiul, între anii 2005 și 2007, un număr de 41 de partide, iar între 2007-2009 la Politehnica Iași, alți 2 ani, deci 4 ani în divizia A, total 61 de jocuri, debutul făcându-l pe 13 august 2005 la partida CFR Cluj-Jiul Petroșan 0-0. Atunci l-a aruncat în focul primei divizii în luptă antrenorul de atunci al Jiului, Ionuț Chirilă. Așadar, iată și în Liga 4 poate evolua un jucător cu 4 ani de campionate în Liga 1, în divizia, spuneam 2 ani la Jiul, 2 ani la Politehnica Iași, echipă pentru care a și marcat 2 goluri în divizia A. Lupenenii reușesc să iese acum dintr-o fază ofensivă, dar recuperează Ovidiu Popesc, trage de la distanță și din nou spectator domnul Câmpean, dar de asta dată spre norocul său scorul rămâne 1-2. Ovidiu Popesc a executat. Iată din nou Lupenenii, încearcă să iese din apărare, o degajare lungă, a respins Simoneac, acum a venit din spate nou intratul Bahrin, o degajare lungă, partida se dispută mult în zona de pe partea dreaptă și iată un fault acordat de arbitru Radu Danciu, un arbitru care mi-a plăcut foarte mult în prima parte a partidei. Vă reamintesc, meciul este arbitrat de
Radu Danciu din Orăștia, avându-i pe Iulian Boca din Hunedoara și Raul Popa tot din Hunedoara la cele două tușe, în timp ce observatorul federal al partidei este din Ghelar în persoana domnului Mihai Nacu. Se măsoară cei 9 metri regulamentari, fotbaliștii de la Hațeg beneficiază de lovitură liberă, va executa Ovidiu Popesc foarte bine cu Bolton, în care Câmpean face un efort și respinge acest balon și out în favoarea echipei hațegane, care a început jocul în ofensivă, venind și la oarecum adăpostul acestui 2-1, conduce în deplasare la o echipă care, vă reamintesc, în acest campionat nu a pierdut decât un singur joc aici la Lupeni. Frumos din întoarcere Cărăvan, frumos din întoarcere șutului Cărăvan, dar departe de o posibilă reușită pe tabela de marcaj. Bineînțeles, tabela de marcaj o folosesc ca figură de stil, ea nu există, practic. Traian Câmpean, Jalon, portarul echipei de la Lupeni. Vă reamintesc că Traian Câmpean are 45 de ani. Este cel mai în vârstă jucător de pe teren și antrenorul principal al echipei. Echipa de la Lupeni pornește acum în atac. Ați văzut cum s-a respins și out în favoarea formației albastre, cei de la Hercules Lupeni. Vă reamintesc, Hercules Lupeni în albastru, retezatul Hațeg în roșu. Respinge bine de acolo Marius Dumitrescu. Din nou sar la cap nou intratul după pauză, de fapt minutul 43, Bahrin, locul lui Curtean, care se pare că s-a accidentat destul de serios. Ciocârlan se descurcă bine, a trimis lui Adrian Zlate, nu, a trimis scuze lui Constantin Lupu, care a fost faultat, și echipa de la Lupeni va beneficia de o lovitură liberă pe care o va executa Ciocârlan, cel care în urmă cu 2 ani era component al echipei CS Vulcan. Marius Dumitrescu recuperează Hasegani, care încearcă un atac în trombă prin rapidul Cărăvan. Cărăvan față-față cu Dumitrescu, cred că va încerca un schimb de pase, dar este blocat acolo și colegul său care plecase în atac. Balonul la Marindaj. Din nou Cărăvan, destul de activ începutul lui Cărăvan în această repriză secundă. A încercat să scoată un corner, să vedem dacă va reuși. Centrare și gafă din nou Câmpean, însă norocul de asta dată ține cu el. Numărul 10 este faultat, Lupu, moldovan, Ciocârlan. Un tempo sau cu o viteză în minus, Adrian Zlate nu poate să treacă de unul din jucătorii hațegani. Am impresia că Borbe a intrat și el în joc. O să mă uit mai înainte. E greu de consultat schimbările, mai ales la pauză, atunci când ele nu sunt semnalate printr-o grafică anume. Și din nou jocul este întrerupt. Calai a degajat acum până la mijlocul terenului. Ișvan cere intrarea în teren. Se pare că accidentarea n-a fost chiar atât de gravă. Calai vine mereu la loviturile libere, pentru că, așa cum spuneam, era o specialitate la el și atunci când juca și la Iași și la Jiu. O dispută acolo între arbitru Danciu și Calai referitoare la executarea loviturii libere. Destul de mare distanță de poartă. Ișvan și Calai se află în preajma balonului. Ișvan a mai reușit un gol de la 40 de metri, minutul 8. Calai acum, lovitură liberă, și Traian Câmpean cu emoții pentru coechipier reține. Degajare lungă, cap
numărul 6 de la formația țegană, la Slău. A respins. La Slău s-a aflat și în echipa aceea care a promovat în urmă cu 4 ani. Bună deschiderea lui Lupu către Suba, autorul primului gol al partidei de astăzi. Respinge Cărăvan de lângă Ișfan, sar la cap Ciocârlan și Simoneac. Resping din nou Ațeganii. Se joacă un pic de bufa-bufa, cum ar spune un cunoscător în fotbal. Ovidiu Popescu încearcă și reușește o centrare bâlbâială în prima fază a echipei de la Lupeni. Reușește să se rezolve Bahrin. Intervenție excelentă acestui Cărăvan, care până acum mi s-a părut în această repriză secundă cel mai decis jucător. Recuperează Lupeneni, faul s-a găsat, mă rog, Ciocârlan l-a găsat fără nicio intenție pe pușcă. Extrem de lent Adrian Zlate astăzi. Lupu. Zlate se descurcă foarte bine acum printre trei jucători. Ciocârlan. Ciocârlan, Lupu, a fost și Panaite mai înainte, un schimb de balon între cei și o lovitură liberă în favoarea echipei de la Hațeg. O lovitură liberă va executa Calai. Iosif Calai. Trimite bine până în preajma careului de 16 metri, însă acolo a respins Panaite și o infracțiune offside, da? Offside semnalizat de pe partea cealaltă de hunedoreanul Raul Popa și sancționată de centralul Radu Danciu din Orăștie. Vremea s-a mai încălzit la începutul partidei aici la Lupeni, nu erau mai mult de 4 grade. Acum cred că temperatura s-a dus undeva spre 12 grade. Să vedem dacă Câmpian va reuși această fază. Reușește, trimite lui Bahrin, pressing al Hațeganilor. Reușește să degajeze. Cap. Din nou Lupu, Constantin Lupu, numărul 10 din formația gază. Ciocârlan a găsat discret, dar arbitrul nu acordă nimic. Out. Se va executa un out de pe partea stângă. A doua schimbare s-a efectuat între timp la Hercules Lupeni, a ieșit Suba, numărul 7, a intrat cu numărul 18, Sorin Bejan. Fost și el, mă rog, provenit din pepiniera echipei mamă, ca să spun așa, sau echipei simbol al Lupenului, Minerul Lupeni, cei de la Hercules. Acum beneficiază de o lovitură liberă toți jucătorii, mai puțin portarul Câmpian, se află în jumătatea de teren a echipei de la Hațeg. În continuare se apropie tot mai mult ca la rugby jucătorii Lupeniului. Lupu execută aproape de noul intrat. Bejan au recuperat, să vedem dacă pe contraatac se va descurca. Nu-l ajută nimeni, din păcate vine acum undeva într-un târziu pușcă. Acolo este talonat Ursachi și în cele din urmă lupenenii reușesc să obțină cât să putea obține maxim dintr-o astfel de fază. Iată o degajare bună la prima vedere. Pușcă un contact acolo cu Lupu, am impresia. Da. Și echipa Hercules Lupeni va beneficia din propria jumătate de teren de această lovitură. Contraatac pe partea stângă, noul intrat Bejan în luptă cu Laslău. În cele din urmă, fundașul de la Hațeg, Laslău, câștigă acest balon și degajare undeva în afara terenului, într-un out. Trebuie spus că pe banca echipei de la Hațeg există și Borbei, 18 ani, un fundaș venit de la Inter Petrila. Și Răzvan Marcu, de 19 ani, un mijlocaș venit de la Rătezatul Râu de Mor. Un galben, numărul 17, va vedea
Pușcă, pe bună dreptate. Intervenția lui Pușcă a fost ca și cu glonțul, un glonț din pușcă asupra lui Adrian Zlate, parcă. Nu. Este Panaite. Este Panaite care își revine și va executa Marius Dumitrescu. Marius Dumitrescu lung, acolo unde se află doi echipieri, dar și patru fundași de la ASEC. Aceștia resping cu capul. Balonul se află în posesia lui Remus Moldovan, atacat de Ovidiu Popesc, respinge bine la slow fundașul central al echipei de la ASEC și în continuare Lupeneni caută, este bine că nu au depus armele, ei caută în continuare soluția pentru egalare. Vă reamintesc că scorul este în acest moment Hercules Lupeni, retezatul Hasek 1-2, dar oarecum spun, subliniez cuvântul, oarecum nedrept, pentru că ambele goluri hasegane au fost marcate pe două gafe de portar. Făcând o glumă, cred că dacă în poartă echipei de la Lupeni se afla bătrânul Sigismund Gram, care se află acum spectator, portarul Jiului din anii 50-60, poate că nu ar fi luat măcar unul din cele două goluri. Lupu acum la balon, lasă lui Panaite. Panaite schimb cu Lupu. Lupu a scos bine acolo Lupu pentru Adrian Zlate. Întoarce bine spre Bejan. Lupu. Iată că hațeganii, iată că Lupeneni au construit bine această fază. Din nou am avut un deja vu, faza din minutul 6, atunci când la golul lui Suba din 3 metri, echipa de la Hațeg a gafat monumental. Lupeneni mai pregătesc o schimbare. Am impresia că Cesarean va intra, dar să vedem. Deocamdată să revenim faza de atac a echipei de la ASEC cu Ovidiu Popesc pe dreapta. O centrare bună, respinge Dumitrescu foarte bine cu capul. Excelent, a trecut prin dribling. Excelent, a trecut prin dribling Marin Daș, dar centrarea lăsat puțin de dorit. Se anunța o fază extrem de periculoasă. Văd că antrenorul principal al hațeganilor, vă reamintesc, cuplul este Flavius Itul, un antrenor tânăr de 41 de ani. Și secundul său, Nelu Gavriluți, fost jucător la Lonea și la Paroșeni. Adrian Zlate. Adrian Zlate, Ovidiu Popesc. O lovitură liberă pe care o va executa. A și executat-o Marindaj, lung până la Ovidiu Popesc. Acesta preia din fața lui Panaite. A găsit o gaură la Ișfan și de data asta da, Câmpean are o intervenție bună. Să recunoaștem acest aspect. Intervenție bună a lui Câmpean în minutul 60. Au început din nou cursele pe partea dreaptă. Din nou Lupeneni încearcă să scape din atac prin Marius Dumitrescu. O centrală respinge la slow. Din nou la slow scapă Rere Moldovan și Andrei Tonca. Andrei Tonca culcă balonul ca la rugby și evită o fază care se anunța extrem de periculoasă. Degajarea portarului jiulist. Ștefan Mihai
în doi timp reușește să prindă, Calai cu mult calm, stop pe piept, încearcă să iese din atac, reușește foarte bine, bună combinația cu Pușcă, din nou Pușcă, Ovidiu Popesc agățat, sau a încercat să-l fie agățat de Panaite, i-a reușit centrarea și exact în brațele portarului Traian Câmpean. Degajarea portarului de la Lupeni. A fost un stop al lui Marin Daj. Schimbă cu Laslău. Panaite. Ciocârlan. Zlate. Panaite. Laslău. Au sărit la cap Ciocârlan. Și Pușcă. Popesc. Ultimele 15 minute ale partidei, o lovitură liberă, acum foarte, pe poziție foarte bună a celor de la Hațeg, aproximativ 22 de metri, o lovitură liberă pe care va executa Ovidiu Popesc, un zid format numai din doi, vine și al treilea, totuși al patrulea jucător lupenean, deci Hațeganii beneficiază în acest moment la scorul de 2-1, favoarea lor de lovitură liberă, execută Popescu cu boltă și gol! Din nou, după ce în prima fază Traian Câmpean respinge, dar respinge greșit în piciorul lui Pușcă și din minutul 77 scorul devine 3-1 pentru echipa oaspete. Iată că de data asta faza se mută în cealaltă parte. O lovitură extrem de periculoasă acum, favorabilă echipei lui Ciocârlan, numărul 8, cel care va executa pentru Hercules Lupeni această lovitură liberă, o lovitură liberă în care se află 7 jucători de rață găzit lovitură, dar Tonca nu este un portar care se poate fi păcălit cu astfel de lovitură. A tras slab și Andrei Tonca reține perfect. A fost o lovitură liberă executată de pe partea de stângă ca urmare unui fault asupra lui Ovidiu Popesc. Tot el a revenit și a executat. Acum va degaja Traian Câmpean din colțul careului mic. Încearcă cu ultimele forțări. Mai sunt 6-7 minute. Echipa de la Lupeni, acolo intervine însă foarte bine Ișvan, faultat clar. Decizie corectă, deși protestează Ștefan Mihai, decizia lui Danciu este corectă. Și o altă lovitură, foarte multe lovituri libere au fost executate în acest meci. Într-o astfel de lovitură liberă am avut și acel gol de 1-1 al lui Ișvan, când a executat atunci, în minutul 8. Acea lovitură liberă la 40 de metri, portarul gazdă Câmpean a gafat și scorul a devenit 1-1. Din nou Daniel Ișvan, fundașul dreaptă Hațegan, execută pe jos, mingea este deviată din, da, așa este, a fost deviată din numărul 17 de la echipa oaspete, Pușcă, și fotbaliștii de la Hercules Lupeni beneficiază de această lovitură de out. Minge înaltă, Ovidiu Popesc luptă cu Remus Moldovan, mai discret astăzi decât de obicei, îl știam de obicei mult mai incisiv ca atacant, dar va avea probabil prilejul cu altă ocazie să-și rea revanșa pentru stilul său într-un joc mult mai ofensiv, așa cum spuneam că-l cunoaștem. Acum execută gazdele un out, Panaite, Ciocârlan, minge furată de Cărăvan. Scorul, vă reamintesc, Hercules Lupeni, retezatul Hațeg 1-3, înainte cu 5 minute de finalul partidei. Traian Câmpean se apropie de colțul careului mic, de careul mic. Se pare că hațeganii vor face schimbările strategice de final de meci. Deocamdată în atac cei de la retezatul Hațeg, Ștefan Mihai. Ștefan Mihai va executa cum un aut, a câștigat un duel acolo cu Pușcă. Activ acest tânăr Pușcă.
Ciocârlan. Balon bine condus de Marius Dumitrescu, până aici a încercat un călcâi, nu i-a ieșit. Ovidiu Popescu se ținut de tricou de Dumitrescu, însă și fault din spate. Faul din spate și cartonaș galben Marius Dumitrescu, faul la Ovidiu Popescu. Popescu. Ultimele zvâcniri, a spune, ale acestei partide, 3 minute după ceasul meu. Ovidiu Popescu va executa lovitură liberă de la aproximativ 25-28 de metri. Ușor lateral stânga cu piciorul drept, așa cum o face de obicei. Ațeganul Ovidiu Popescu execută cu Bolton careu, însă balonul se duce în afara terenului de joc și scorul rămâne în continuare 3-1 pentru retezatul Hațeg. Va intra, va fi o schimbare, va intra Cesărean în locul lui Panaite, minutul 87. Schimbarea l-a efectuată de către conducătorii echipei de la Lupeni. Este cea de-a treia schimbare. Vă reamintesc că în minutul 43 Bahrin a luat locul lui Curtean, în minutul 50 Bejan Lusuba, iar acum din minutul 87 Cesărean l-a înlocuit pe Panaite. Schimbări, trei schimbări efectuate în dispozitivul de joc al formației Hercules Lupeni, între timp ce la Oaspe se pregătește să intre Borbei. Ultimele momente ale partidei au avut loc o serie de schimbări, mai ales la formația de la Hațeg, în minutul 88 Borbe a luat locul lui Ișvan, apoi a fost înlocuit și Ursache cu Tămașiloni în minutul 89, pentru ca acum în minutul 90 Răzvan Marcu să intre în locul lui Ovidiu Popescu. Cu alte cuvinte, Hațeganii au efectuat toate schimbările, Lupenenii 3, dar cred că la acest scor nu se mai poate influența nimic vreo schimbare la Lupeni. Să spunem așadar, Hercules Lupeni, retezatul Hațeg 1-3, au deschis scorul gazdele minutul 6 prin Suba, apoi Ișvan a egalat în minutul 8, a fost 1-2 minutul 41 Calai, a urmat minutul 77, 1-3 gol Pușcă și din acest moment jocul a trenat, s-a văzut clar că echipa hațegană este mai stăpână pe situație, a abordat mai bine tactic această partidă, reușind să-și apropie cele 3 puncte care sunt la câteva 10 de secunde de flerul lui Danciu. Chiar mai înainte arbitrul de la Orăștie s-a și uitat la ceas. Atacuri palide, de fapt jocul se desfășoară la mijloc, parcă ambele echipe așteaptă acest final de joc în care oricum, da, iată în acest moment se încheie Hercules Lupeni, retezatul Hațeg 1-3, victorie pe deplin meritată a echipei oaspete, dar iată în continuare Hercules Lupeni speră de aici încolo în etapele următoare. Numai bine, la revedere!